Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la a treia emisiune pe tema mântuirii. Am încercat în prima emisiune să vorbim despre importanța și conținutul mântuirii, în a doua emisiune să vorbim despre accesarea sau dobândirea mântuirii și în emisiunea de față dorim să abordăm siguranța și respectiv urgența mântuirii. Invitații mei sunt trei târgu mureșeni, domnul preot Nicolae Ludușan, domnul preot Flavius Miheț și domnul pastor Paul Vasile. Bine ați revenit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumim că ne-ați invitat. Cu bucurie și altă dată. De ce în zona Târgu Mureș se poate lucra un pic mai interconfesional? E adevărat că Banatul ne depășește, zic eu. Acolo sunt și slujbe, așa, deci prin rotație la diferite biserici, participă în toate confesiunile creștine. La noi nu chiar așa, dar oricum la radio, la televiziune și anumite acțiuni. De exemplu, am avut marșul sau cum îi spune, Drumul Crucii. Și de ce credeți că se poate? Pentru că suntem ardeleni? Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Adevărul existenței lui Dumnezeu, adevărul mântuirii de care am vorbit și vorbim și acum. Dorința unei adevărate slujiri care nu este dispersantă și destructivă, nu face altceva decât să ne unească pe toți în acest adevăr deosebit de mare și frumos, cum zicea Napoleon. E dorința fiecăruia dintre noi, de pe poziția unde este, din biserica unde este, de la experiența pe care o are, să-L vestească pe Dumnezeu, să vestească bucuria mântuirii și să împărtășească această minunată cunoaștere, cunoașterea lui Dumnezeu. Atunci când psalmistul David vrea să elocieze o stare minunată, scrie cât de bine și de frumos este când sunt frații împreună. Cred că emisiunea noastră sau emisiunile noastre și trăirea de la Târgu Mureș dovedește că fiecare are bunătate, dragoste, îngăduință, toleranță față de celălalt și că ne unește pe toți același duh de slujire, același dor de mântuire și aceeași bunătate pe care Dumnezeu o revarsă peste noi. Pentru că dacă n-ar fi darul Lui, dacă n-ar fi bunătatea Lui, dacă n-ar fi înțelepciunea și lumina Lui, fiecare ne-a mulțumit să spunem, numai noi sau voi nu. Dar Dumnezeu ne unește în acest duh de slujire, în acest duh de bunătate și ne exprimăm bucuria sinceră și bucuria curată a faptului că suntem împreună ca să-L vestim tuturor pe Hristos Mântuitorul. Ce e minunat să remarcăm este că toți, indiferent dacă aparținem unei biserici sau alteia, îl apropiem pe Domnul nostru Iisus Hristos cu apelativul de Mântuitorul. Și penticostalii, și ortodoxi, și catolici, și baptiștii spun Domnul și Mântuitorul. El ne face să fim așa cum suntem. Slavă Lui! Dacă mai e ceva, se mai poate ceva adăuga la întrebarea inițială? Eu cred că, indiferent de confesiune, cele mai multe lucruri ne unesc. Barierele puse între noi, de cele mai multe ori, sunt puse nu de noi, ci de alții și eu cred că stă în puterea noastră de a rupe orice barieră și a deschide prin puterea cuvântului și apoi manifestarea în faptele iubirii frățești de a ridica efectiv aceste bariere și a trăi împreună. Pentru că Bunul Dumnezeu ne-a lăsat așa, în Târgu Mureș trăim liniștiți și români și maghiari și săcui și nemți. Pentru aceea putem să ne încăpem unii pe alții. Să știți că și în Târgu Mureș s-au făcut astfel de celebrări pe la mai multe biserici și când eram preot la Câmpia Turzii, de multe ori împreună cu părintele Baciu, cu părintele Ghiulor la Romano-Catolici, în special în săptămâna, în octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor 18-25 ianuarie, ne întâlneam și făceam astfel de... Deci e loc și la Târgu Mureș pentru așa ceva. Eu, Târgu Mureș, mă bucur pentru că ne întâlnim și la radio, ne întâlnim și la televiziune și toate de fiecare dată sunt fecunde toate aceste întâlniri.
Cred că, pe de altă parte, există o apropiere de Dumnezeu în care te întorci înspre tine în smerenie și înveți să-i vezi pe ceilalți de valoare înaintea lui Dumnezeu. Văzându-i de valoare înaintea lui Dumnezeu, găsești nenumărate punți de legătură, de discuție, de dezbatere ideatică. Sunt nenumărate situații în care învățăm unii de la ceilalți, în care ne cunoaștem în felul acesta mult mai bine unii pe alții. Eu cred că, așa cum s-a spus deja, suntem în acest proces de învățare. Sigur, dacă ne-am concentra pe elementele care ne separă, pe elementele care sunt în discuție aprinsă din punct de vedere teologic, am fi risipiți. N-am avea nimic de discutat unii cu ceilalți. Poate și în cadrul aceleiași confesiuni ar fi dezbinări. Exact. Că... Dar cred că atâta vreme cât ne uităm din ce în ce mai mult și unii și ceilalți la Fiul lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea așa cum era ea, încât s-a dat pe sine, trebuie să fim și noi gata să punem deoparte acele bariere care ne separă unii de ceilalți și să găsim acele punți de comunicare la crucea Domnului și în smerenie să ne înțelegem, să ne pricepem unii pe alții în înțelegerea lucrurilor. Mai ales că în perspectiva europeană și mondială, pericolul, eu așa îl văd, nu vine de la o confesiune creștină, ci vine din altă zonă a unei alte religii care... Iată, e în expansiune și atunci creștinii ar trebui să-și dea mâna. Dar de altfel, noi suntem ca și spițele unei roți. Cu cât punctele de pe spițele unei roți sunt mai aproape de butuc, cu atât sunt mai aproape unele de altele. Așa că, dacă ne apropiem de butuc, de Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, de Sfânta Scriptură, cineva mi-a plăcut foarte mult, l-am întrebat, lucra un creștin ortodox din Oastea Domnului cu un penticostal la o închisoare undeva în țară. Eu atunci răspundeam de zona aceasta, mă rog, de lucrare prin priză felul și în România, misiunea creștină pentru închisori. Și l-am întrebat, domnul Tudose, cum de puteți să lucrați așa bine cu credinciosul penticostal? Domnul Iacob zice, eu sunt ortodox cât îmi permite Biblia, așa mi-a arătat. O zic, grozav, sper că și penticostalul e penticostal cât îi permite Biblia și atunci în limitele Bibliei sigur ne împăcăm de minune. Să revenim la tema noastră, poate fi certitudine în domeniul religios, în domeniul spiritual, poate exista certitudine? Mântuirea este un lucru extraordinar de mare. Mântuirea e actul deosebit înalt pe care Dumnezeu l-a înfăptuit și l-a dat lumii. Dacă celelalte lucruri care sunt mult mai mărunte sau care nu se ridică la înălțimea acestei lucrări, Dumnezeu nu le-a lăsat nicio clipă în limita probabilității, ci le-a pus cu exactitate, cu atât mai mult făgăduința și împlinirea mântuirii e un lucru sigur vis-a-vis de care nu e îngăduit să punem sau să lăsăm să pătrundă noi nici un fel de îndoială. Și pentru a ne convinge de adevărul acesta, e suficient să aruncăm o privire asupra Vechiului Testament. Toate profețiile pe care Sfânta Scriptură a Vechiului Testament le-a făcut s-au împlinit întru tocmai. Momente în care lumea era nesigură și avea incertitudinile ei. Să ne amintim de poporul lui Israel când era în robia egipteană. Nu știa el ce o să fie, să ascultăm de Moise, să rămânem sub faraon. Dacă Dumnezeu a hotărât un lucru pentru acest popor, cu toate frământările și sinuozitățile prin care el a trecut, împlinirea s-a înfăptuit și exemplele pot continua. Cu atât mai mult... Atunci când Fiul lui Dumnezeu coboară în lume, atunci când Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc afară de păcat, atunci când Fiul lui Dumnezeu în văzul lumii suferă moartea pentru răscumpărarea noastră, atunci când Fiul lui Dumnezeu înviază din morți, atunci când Fiul lui Dumnezeu se înalță la cer, cât de siguri, cât de convinși trebuie să fim noi de realitatea și de adevărul acesta.
Un mare scriitor bisericesc face o asemănare și spune cât de siguri suntem noi de lucrurile pământești și cât de convinși suntem de lucrurile și pământești vrem să fim și vrem să fim convinși de ele. Câtă siguranță ni se dă într-un lucru pământesc când spune așa va fi respectiva instituție, respectivul om este un om de onoare, este o instituție de prestanță, se împlinește ceea ce spune. Cu cât mai mult împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Și cea mai mare făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dat-o și cel mai mare dor al lui Dumnezeu vis-a-vis de această făgăduință este făgăduința mântuirii și dorul lui Dumnezeu după noi ca să fim mântuiți. De aceea, în multitudinea frământărilor și a întrebărilor care ne frământă viața, trebuie să lăsăm apele să se liniștească și să știm Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii. El ne-a promis-o, El ne-a arătat-o, El ne oferă. Nu ne rămâne decât să căutăm, să fim încrezători și să ne trudim cu timp și fără timp, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pentru ca să primim ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit cu deplină siguranță. Pe aceeași idee, aceeași întrebare, există posibilitatea să avem siguranța mântuirii, ca să venim la subiect și mai strâns, am întrebat mai întâi în sens larg, putem să avem siguranța mântuirii. Mi-am amintesc că odată la Radio Târgu Mureș a fost dezbătută și eram amândoi acolo, mai era încă cineva, despre această problemă a siguranței mântuirii. Siguranța mântuirii este clară în făgăduința și iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Însă nu este siguranță în perspectiva accepțiunii umane și a alegerii pe care omul o face. Pentru că, spuneam, mântuirea presupune o întâlnire a celor două voințe, voința lui Dumnezeu ca noi să fim mântuiți, cu voința noastră ca să ne mântuim. Fiecare dintre noi. Revin la acel aspect personal. Însă, felul în care ne ancorăm în ea este la fel ca și un copil care se apropie de părinte. Totdeauna, tăria noastră de a crede în promisiunea și garanția părintelui crește puterea noastră de a ne plia pe acea ofertă a părintelui. La fel și în relația noastră cu Dumnezeu. Din păcate, însă, așa cum spuneați, ne creăm siguranțe în alte locuri decât în cele care ar fi cu adevărat necesare. Eu am probat, școala am făcut-o în perioada comunistă, am terminat în 90 liceu și eram, ca și Blăjan, ne duceau la Culegi la Struguri. Pe vremea asta, încă început de octombrie, știu sigur că eram la Culegi la Struguri, pentru noi copiii era un lucru extraordinar. Dar având în vedere că ne duceau încă din clasa a 5-a începând, ne duceau la aceste practici agricole, îmi amintesc că ne încărcau câte 7-8 clase, ne băgau într-un autobuz râm, mai ziceam noi, cele cu acordeon la mijloc, care până mergeau pe drumul țării, erau cât de cât erau sigure pentru cei care stăteau înăuntru. Când intrau pe drumurile rele spre vii sau așa, te aruncau ca și o biluță într-o cutie dintr-o parte în alta. Și atunci încercam fiecare să ne prindem de câte ceva. Ba de marginea scaunului, ba de un coleg, ba de acele bări fixe. Însă în continuare te mișcau în toate părțile. Mai târziu, pe măsură ce am crescut, am observat că singurul punct care îți dădea siguranță nu era cel de pe scaun, ci în momentul în care, în picioare fiind, reușeai să prinzi o bară de sus. La fel și pentru mântuirea noastră. La fel și, nu numai pentru mântuire, pentru toată viața noastră. Pentru că în momentul botezului noi am primit siguranța mântuirii. Pentru că urmele păcatul strămoșesc și urmele lui au fost șterse și suntem în această stare de har care ne permite mântuirea. Însă, pe măsură ce creștem, ne tot prindem de scaune, de bănci, de fel de fel de crengi. Oare nu cumva pentru că atunci când s-a întâmplat acel gest de ancorare de Dumnezeu, nu prea am fost conștienți de ce facem? Și acela. Când vorbeam despre evenimente, am vorbit cu adevărat de evenimente. Pentru mine evenimentul în sine a fost undeva la vârsta de 18 ani. Dar un eveniment la care, de fapt, au
participat în proces educația bunicilor în special și a părinților. Dar pentru ca efectiv alegerea lui Hristos să fie conștientă, trebuie un timp de pregătire. Foarte și la aceasta participă harurile și cele sfințitoare și cele ajutătoare. Să continuăm cu această problematică a siguranței în cele spirituale, în particular a mântuirii, și poate aducem și ceva argumente biblice. Da, sunt multe texte în Scriptură care vorbesc despre siguranța mântuirii, dar aș dori să menționez două. Unul este Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 36, unde ni se spune: cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Este un prim text. Al doilea text este în prima epistola lui Ioan, capitolul 5, de la versetul 10, care spune: cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți sau ca să fiți siguri că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Prin urmare, iată că siguranța noastră se bazează pe mărturisirea lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu, prin urmare. Adică Dumnezeu a spus: voi care credeți în numele Fiului meu aveți. Nu este o siguranță care se bazează pe mine sau pe o decizie a mea în mod special, ci se bazează în primul rând, are la bază, pe Dumnezeu. Sigur, e nevoie ca și eu să stau lângă această promisiune, lângă acest cuvânt, și pentru că intru în legământ cu partea. El și să-mi fac partea. Cât la sută din ceea ce trebuie să se întâmple în procesul mântuirii depinde de Dumnezeu, cât la sută și cât la sută depinde de om? 100% depinde de Dumnezeu și 100% depinde de om. E un răspuns de nota 10. Adică scuzați-mă, unii spun Dumnezeu face totul, eu nu am făcut nimic, eu zero. Alții spun că omul trebuie să facă totul și se sforțează să facă el totul, Dumnezeu nu face nimic, dar răspunsul acesta este bun. Sau Dumnezeu, 50%, 50%, 60%, 40%. Dumnezeu nu ne-a oferit jumătăți de măsură, ci ne-a dovedit că ne arată și ne oferă poarta lui deschisă, brațele lui deschise, dragostea lui totală. De asemenea, nu poate accepta Dumnezeu ca noi să-i oferim viața noastră în procente, în jumătăți de măsură sau în linii fragmentate. Că imperfecțiunea ființei umane nu se poate ridica întotdeauna la perfecțiune, e fără îndoială și fără dor și poate. Aici intervine bunătatea, clemența și îndelunga răbdare și milostivirea a lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu, ce apreciază Dumnezeu, este râvna noastră pentru a dobândi mântuirea, dorința noastră, stăruința noastră de a dobândi mântuirea. De aceea, căutătorii și doritorii mântuirii se lasă copleșiți de realitatea aceasta. Ei nu mai au parte cu răul, ei nu mai caută răul, ei nu mai doresc răul. Răul este un accident în viața lor, răul este ceva nedorit de ei și dacă totuși s-a întâmplat, apare imediat din nou îngăduința care înseamnă o dăruire lui Dumnezeu 100% și o primire a lui Dumnezeu 100%, actul pocăinței, lacrima pocăinței, părere de rău, angajamentul că nu mai faci și atașamentul tău de Dumnezeu. Toate acestea nu fac altceva decât să așeze absolut sigur și indubitabil faptul că Dumnezeu ne oferă sigur mântuirea și noi putem primi sigur mântuirea. Vom continua pe aceeași idee a procentelor, mă rog, în ecuația mântuirii, dar dați-mi voie să duc un verset în atenție.
În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, se afirmă ceva care eu consider, lângă Ioan 3 cu 16, unul dintre cele mai importante versete din Biblie. Aici scrie așa: și voi, adică noi credincioșii, prin El, prin Dumnezeu, suntem în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu, sau El a fost făcut de Dumnezeu, adică Iisus, pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Problema noastră este că întotdeauna, dacă ne vedem slăbiciune și inadecvarea față de sfințirea lui Dumnezeu, putem să ajungem în disperare. Dar aici zice că Iisus a fost făcut pentru noi, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Deci El este meritul nostru înaintea lui Dumnezeu. Cum vedeți aceste considerente? În iubire. În iubirea lui Dumnezeu față de lume. În care nu este frică, nu e așa? În momentul în care iubirea este, nu numai că dai acel procent de 100%, nici nu aștepți nimic și mai mult decât orice o dai gratuit. Nu neapărat datorită meritelor noastre. Dumnezeu nu ne iubește pentru merite. Pe noi, înaintea Bunului Dumnezeu, nu trebuie să strigăm în gura mare nevoile noastre. Și să câștigăm dragostea. Și dragostea este revărsată asupra noastră, asupra tuturor. Pe când eram vrăjmaș, scrie într-un loc în Biblie. Mai mult decât atât, îmi place mereu acea chemare: te-am chemat pe nume, dau neamurile preț pentru numele tău și Egiptul pentru răscumpărarea ta. Cât de mult contăm fiecare dintre noi în fața lui Dumnezeu, eu zic că stă ca și chezășie, chiar și valoarea răscumpărării. Moartea Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Și Mântuitorul amintește și în privința persoanei sale această moarte, că mai mare dragoste nimeni nu are decât acel care își dă viața pentru prietenii săi. Sunt doar câteva dintre argumentele procentajului de 100% pe care Dumnezeu îl dă pentru noi oamenii. Acum, cota noastră de participare, ca să mă ancorez în termenii actuali, mă gândesc doar la aceste proiecte europene în care vin fonduri pentru a face ceva. Și eu cred că nu mai ajung. Acum, asta e partea lor. Noi nu suntem judecați de ce fac ei. Noi suntem judecați de ce facem noi. Aproape procentaj de 100% dintre cei care trebuie să aibă un aport caută să-și ascundă aportul lor într-un furtișag, în cârdășie cu ceilalți. Cam așa eu fac. Eu, ca jurnalist, ar trebui să vă cer dovezi acum. Le aveți și le știți multe, poate nu trebuie să căutați, dar din gura doi sau trei martori puteți să... Da, să acum poate absolutizarea, sigur, e supradimensionată, dar se întâmplă din nefericire și procentul așa returnării... Se întâmplă și cu cât puterea este mai mare de a porni un proiect mai mare, cu atât încercarea de a... Din păcate este o imagine care o pot transpune și în viața supranaturală. Încercăm să obținem cât mai multe beneficii de la Dumnezeu, dar aportul nostru să fie cât mai mic. Nu este acea naturalețe în iubire și în relația noastră cu Dumnezeu. Mereu vom avea un egoism în noi, o dorință de a avea mai mult decât dăm. Și atunci, normal, șansele noastre de a ajunge la un procentaj egal de dăruire, pentru că nu contează, Mântuitorul vorbește la un moment dat de acea ofertă a văduvei. Când le spune celor prezenți: cu adevărat vă spun vouă că aceasta a pus cei mai mult, pentru că a dat din sărăcia ei. Da? Nu ni se cere mai mult decât putem da. Însă ceea ce putem da, dacă nu o dăm, scade acest procentaj, însă nu neapărat pierde garanția mântuirii. Pentru că garanția mântuirii, în primul rând, poate mai degrabă afectează bucuria mântuirii. Dați-mi voie să aduc o ilustrație. Doi copii s-au hotărât să facă un schimb în natură, un barter. Nu știau ei termenul de barter. Așa, fetița avea niște minci pe care le dorea băiatul și băiatul avea niște mărgele pe care le dorea fetița. Și au zis: gata, facem schimb în natură. Dar băiatul a zis: măi, sunt multe mărgele, ce-ar fi să rețin câteva, să le pun în buzunar? Și s-a făcut tranzacția și s-au îndepărtat fiecare. La un moment dat, băiatul se întoarce: auzi, mi-ai dat toate mingile. Întrebarea este de ce s-a întors și a întrebat, pentru că el nu dăduse totul. Dacă ar fi dat totul, ar fi fost convins că tranzacția e validă. Cred că ilustrează
raportarea noastră cu Dumnezeu în ce privește mântuirea. Vă rog să continuați. În aceeași idee, Domnul Iisus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 9, are două ilustrate în care vorbește despre ucenicii lui și el spune așa: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, asta înseamnă 100%, nimic mai puțin. Chinejii traduc să-și arunce eu la o parte. Exact, pentru că Hristos trebuie să fie totul în mine, totul în toți. Să-și ia crucea să, în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Iar al doilea exemplu este atunci când unul dintre cei care mergeau în urma lui se întoarce spre el și spune: Doamne, te voi urma oriunde te vei duce. Și Domnul Iisus îi răspunde: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Prin urmare, ești gata să lași totul pentru mine? Ca să primești totul. Ca să primești totul. Pe urmă, altul vine și spune: Doamne, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tata sau pe mama și apoi te voi urma. Domnul Iisus spune: lasă morții să-și îngroape morții și tu fii 100% în urma mea. Prin urmare, iată cât este de adevărat faptul că Dumnezeu a dat totul în ce privește viața și evlavia, în ce privește mântuirea noastră, atunci răspunsul nostru trebuie să fie total, 100%. Și atunci nu ne vom îndoi de ceea ce va da Dumnezeu. Cum poate credinciosul să fie sigur de mântuirea lui? Și apoi vom merge și la aspectul urgenței mântuirii în cele din urmă. Glasul lui Dumnezeu e glasul puterii și glasul tăriei. Nu poți să nu fii sigur de mântuire dacă îl primești pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor al tău. Poți să ne fii nesigur de mântuire dacă îl primești pe Dumnezeu oscilând sau șovăind. Poți să fii nesigur de mântuire dacă îl primești pe Dumnezeu doar gândindu-te la linia pământului și la interesele pământești. Poți să nu fii sigur de mântuire dacă știi că încă nu te-ai predat întru totul lui. În momentul în care faci ceea ce Dumnezeu îi spune lui Nicodim, în momentul în care te lepezi de păcat și începi o viață nouă, în momentul în care ești unit cu biserica lui despre care cuvântul sfânt mărturisește că nici porțile iadului nu o vor birui, în momentul în care ți-aduci în față exemplul sfinților și al apostolilor care au avut puterea să moară pentru Hristos, apostolii care au murit moarte martirică, nu poți să nu fii sigur de mântuire. E suficient să rămânem aici o clipă și să ne gândim la seninătatea cu care ucenicii au primit moarte martirică. Nici o îngrijorare, nici o neliniște, nici o frământare peste fire. Dimpotrivă, convingerea: trec de aici dincolo. Apostolul Pavel la finele vieții lui spune: lupta cea bună m-am luptat, și finalizează că i se oferă cununa veșniciei. Sfântul Arhidiacon Ștefan mărturisește: văd cerurile deschise. Era siguranța mântuirii. El vedea cerurile deschise. Izvorâtă dintr-o relație cu Domnul, este creștinul chemat să aibă o relație cu Dumnezeu? Fără discuție. Pentru că dumneavoastră mărturiseați chiar la o emisiune radio cu ani în urmă, că un timp n-ați considerat sau n-ați pus accent pe această dimensiune a necesității, nu a unei religii în primul rând, ci a unei relații cu Dumnezeu. Era o nepătrundere a mea suficient de adâncă într-o realitate care trebuie să ne copleșească. Nici nu putem numi altfel legătura noastră cu Dumnezeu decât o relație. Când ai o relație cu cineva, vorbești cu el, îi spui, îl iubești, îl primești, îl vrei cauți, să-i faci pe plac. Vrei să-i faci pe plac. Deci este fără îndoială. Și în cadrul exemplelor celor care erau siguri de mântuire, este Apostolul Pavel care spune: am fost răpit până în al treilea cer. Deci el nu îndrăznește să
exprime ceea ce a văzut și a auzit, poate și din smerenie și din modestie, din modestie, dar își exprimă experiența lui cu Dumnezeu ca un preludiu în viața pământească pentru mântuirea pe care o va primi. Cum poate fi sigur și ce poate face omul ca să fie sigur de mântuire? Dacă îmi permiteți că v-am necăjit cu niște versete, dar sper că nu a fost un necaz, în Ioan în Isaia, scuzați-mă, capitolul 49, versetul 15, scrie: poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu, spune Dumnezeu, nu te voi uita cu niciun chip, iată că te-am săpat pe mâinile mele. Și zidurile tale, configurația ființei tale este întotdeauna înaintea ochilor mei. Am parafrazat puțin. Ajută o astfel de încredințare la a avea o siguranță mai mare. Exemplele din Sfânta Scriptură sunt nenumărate. Și exemplu vie, și exemplu pomilor neroditori de la care așteaptă rod. Grija necontenită, providența divină cu care Dumnezeu cuprinde lumea întreagă, umanitatea și pe fiecare om în parte, nu sunt altceva decât rezultatul acestei iubiri infinite a lui Dumnezeu revărsate asupra noastră. Însă, oricât de mare ar fi dragostea și lucrarea lui Dumnezeu față de noi, eu cred că nu suntem conștienți care sunt prioritățile în viața noastră, de ce este importantă o relație cu Dumnezeu, ce trebuie să punem mai presus. Îmi amintesc aici o istorioară despre un rege care avea 4 soții și pe a patra o iubea la nebunie. O grija tot timpul să fie frumoasă, aranjată, îi cumpăra mereu haine noi, parfumuri și toate, încercând să o prezinte celorlalți ostentativ. Pe cea de-a doua o iubea și pe ea, dar în special în momentul în care ieșea în societate. Tuturor le vorbea despre ea și amintea de fiecare dată când era ocazia. Pe cea de-a treia o iubea pentru că era confesorul lui, cu ea se înțelegea cel mai bine, temerile sale, de fiecare dată primea sfaturile necesare. Cu cea de-a patra, așa îi se părea că i-a fost impusă, că nu, cu toate că ea îl iubea și acum nu calculăm neapărat iubirea lor față de el. Cert este că, simțind că sfârșitul este aproape, le întreabă pe dragile lui soții care vor sta aproape de el la căpătăi. Și prima îi spune: îmi pare rău, nu te pot urma. Eu trebuie să te părăsesc, căci viața e frumoasă, am alte lucruri mult mai importante. A doua a spus: păi, doar nu-i veni să mor și eu cu tine. Mă voi duce la alții. De ce să rămân acolo cu tine? Cea de-a treia i-a spus: îți voi face tot, îți voi organiza o înmormântare și tot ce se poate cât mai frumos, însă nu pot să te urmez. La care cea de-a patra aude un glas, îi spune: te voi urma eu. S-a uitat, era slabă, amărâtă, neîngrijită, pentru că în timpul vieții nu și-a dat seama de ea și de importanța ei. Deci urma în moarte, murind împreună cu el, înțeleg. Da. După care putem trage o morală simplă fiecare dintre noi. Toți suntem în această stare. Cele patru soții. În primul rând, trupul, pe care îl îmbrăcăm, îl grijim și îl punem pe statut de cea mai frumoasă mireasa noastră. Apoi, averea. Starea noastră sau poziția socială, despre care nu ezităm să vorbim de câte ori este... Intru în cadru general, dar este o generalizare a societății în care trăim. După care, cea de-a treia, prietenii. Ne ajută, sunt confesorii noștri, dar nu ne pot urma și nu ne pot ajuta în partea de după moarte. Cea de-a patra este sufletul, pe care de multe ori privindu-l este închircit, nehrănit și nebăgat în seamă. Și totuși cu el mergem dincolo. Și totuși este singurul care ne va însoți în veșnicie și singurul care are puterea de, lucrat fiind și ținând la noi, să ne câștige această mântuire. Ori, iubiții mei, trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului, lui Dumnezeu ce-i se cuvine lui Dumnezeu.
Atâta timp cât punem trupul, prietenii, lumea mai presus de suflet și de Dumnezeu, nu avem cum să fim siguri de mântuire. Siguranța mântuirii. Domnul Paul, dacă vreți să mai adăugați ceva legat de dobândirea siguranței mântuire și apoi, începând de la domnul Dușan, acum facem o excepție, un mesaj pe linia urgenței. Veți avea câte 4-5 minute fiecare pe linia urgenței mântuirii. Va fi un mesaj pentru telespectatori. Dar deocamdată dumneavoastră ceva legat de siguranță. Cum poate omul să aibă siguranța mântuirii, certitudinea că atunci când se va trage linie, se va aduna ce am făcut pe acest pământ, nu vom fi pierdut ceea ce era cel mai important, mântuirea sufletului. Amintesc aici din nou un verset din Scriptură pe care l-am mai amintit într-o altă emisiune, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Eu cred că un om, ca să fie sigur de mântuirea lui, trebuie să fie în Hristos. Dacă nu este în Hristos, nu poate avea niciun fel de siguranță. De aceea, grija pe care fiecare om trebuie să o aibă este aceea de a se regăsi pe sine în Hristos. Dar aș vrea să spun un lucru pentru noi toți. Pavel în Galateni vorbește despre faptele firii pământești și Pavel spune, dacă este un om așa, un astfel de om, să nu se aștepte nici într-un fel să ajungă la poarta cerului, să bată acolo în poartă și Domnul să-i deschide și să-i spună, bine ai venit. Ați parafrazat. Am parafrazat. Da. Ci un astfel de om, va primi răspunsul pe care Domnul ni-l vorbește în pilda talanților, în pilda polilor, atunci când omul este necredincios în cele mai mici lucruri ale relației lui cu Dumnezeu. Nu se poate aștepta la, și nu vreau să dramatizez aici, pentru că toți păcătuim de multe ori și în multe feluri. Nu vreau să trec dintr-o extremă în cealaltă, dar aș vrea să vorbesc despre seriozitatea relației noastre cu Dumnezeu, seriozitatea relației noastre cu Cuvântul lui Dumnezeu, seriozitatea relației noastre cu Biserica. Pentru că dacă avem o relație sănătoasă cu Dumnezeu prin cuvânt, vom avea o relație sănătoasă unii cu ceilalți în părtășia pe care o găsim în biserică împreună. Și dacă suntem atenți la faptele vieții, dacă suntem atenți la această relație, la această rămânere a noastră permanentă, zi de zi, în Hristos, atunci ne putem duce cu fruntea sus, indiferent cât e de grea viața. Știm că în zilele acestea, în lumea musulmană, sunt foarte mulți credincioși, spunea cineva zilele trecute, că atâția creștini au murit în ultima sută de ani, cât n-au murit în 1500 de ani de creștinism. Asta înseamnă că viață de martir. Asta înseamnă că există un preț pe care fiecare dintre noi suntem chemați să-l dăm. Unii în lumea musulmană, alții aici în lumea, în viața de zi cu zi. Răstignindu-ne pornirile păcătoase și așa mai departe. Vă rog. Pe linia, deci, a urgenței mântuirii. Pe tot parcursul vieții și activității sale și a învățăturii sale dumnezeiești, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a arătat cât de important este să ne gândim la urgența mântuirii. Și că una din cele mai grave apăsări care pot interveni în viața omului cu consecințe grave este amânarea hotărârii de a căuta să fii mântuit. Urgența mântuirii o găsim în foarte multe texte din Sfânta Scriptură. Eu aș vrea să ne amintim doar de două. Unu, pilda celor 10 fecioare. Când toate și-au împodobit candele lor într-un anumit fel, dar pentru că n-au conștientizat că există o urgență a mântuirii și că clipa chemării noastre dincolo este necunoscută
și că odată trecut dincolo poți să fii pierdut sau poți să fii mântuit, Domnul nostru Iisus Hristos ne avertizează de necesitatea de a avea grijă, de a procede spre a cunoaște urgența mântuirii. Și Domnul Iisus Hristos zice, privegheați căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Acest lucru pe paginile Sfintei Scripturi îl întâlnim cu dublu sens. Fie că e vorba de propria noastră viață ca să fim chemați dincolo, fie că e vorba de a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tot asemenea, atunci când Domnul nostru Iisus Hristos era în preajma patimilor, era în grădina Ghețimani și a luat ucenicii aproape, trăia clipa mare, era foarte aproape clipa cumpenei de mântuire și de răscumpărare a neamului omenesc. Și pentru a trăi alături de el realitatea și momentul acesta, firește, nu în măsura în care le trăia Domnul nostru Iisus Hristos, le cere ucenicilor și scrie în Marcu, în capitolul 14, versetul 38, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, căci Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Vă rog să sesizați necesitatea urgenței mântuirii și avertismentul plin de bunătate al Domnului nostru Iisus Hristos. Poate veni peste noi ispita indolenței, ispita nepăsării. Lasă, va fi timp, nu chiar astăzi, nu chiar mâine, nu chiar acum, deși Sfânta Scriptură ne atenționează. Astăzi este ziua mântuirii tale. Apoi, tot aici este cuprins foarte frumos pericolul ca să nu cădeți în ispită. Atâtea ispite care, în fond, toate vizează un singur lucru, mântuirea. Suntem cu puțină credință ca să ne pierdem mântuirea. Nu avem suficientă dăruire, ne pierdem mântuirea. Ascultăm voile celui rău, ne pierdem mântuirea. Apoi, din nou avertismentul lui Dumnezeu, Duhul este osârduitor, fă-l să fie osârduitor, întreține-l osârduitor și ai grijă, fii atent că trupul este neputincios. Așadar, iubiți telespectatori, dacă am vorbit cât de frumos este să accesezi și să dobândești mântuirea, convingeți-vă de acest lucru. Dacă am vorbit despre siguranța mântuirii, pe care nu trebuie să o punem la îndoială nicio clipă, să ne ancorăm în această siguranță. Și acum să fim conștienți că ziua mântuirii poate fi astăzi, poate fi mâine sau peste un minut. Dumnezeu este Dumnezeul dăruirilor sfinte. Nouă nu ne rămâne decât să ne purtăm în așa fel încât să putem primi toate darurile Lui și în special cel mai mare dar, darul mântuirii. Vă rog, domnule Flavius. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda măririi tale. Dar pentru om, cel mai mare dar este acest dar al mântuirii. Pentru că, având mântuirea, putem spune că am câștigat totul. Însă mântuirea nu se poate petrece decât în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dacă am fi într-adevăr conștienți de lucrul acesta, momentul mântuirii noastre este acum. Prin alegerea lui Dumnezeu, acceptarea în viața noastră, lepădarea de noi înșine, asumarea crucii, purtarea ei și a tot ce înseamnă această viață pentru a intra în învierea glorioasă. Pentru că dacă Domnul nostru, Iisus Hristos, așa a deschis porțile cerului prin suferință, prin cruce și durere, nu ne stă bine a intra noi în alt fel pe drumul mântuirii, dorind doar binele, sănătatea, bucuria și voia bună. Deci toate aceste lucruri care implică mântuirea și ni s-ar părea cumva dureroase în viața noastră, trebuie asumate în momentul în care vrem să ne numim următoarea lui Hristos. Ați amintit acea chemare pe care Mântuitorul o face ucenicilor săi. De fapt, episodul este unul mai amplu, în care Mântuitorul prezice patimile și Petru spune, Doamne ferește să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, Doamne.
Iar Mântuitorul apostrofează pe ei înapoi a mea Satano, amintind nu numai de faptul că Petru gândește rău, ci de Satana care îl ispitea pe Petru în a spune acele cuvinte, căci nu spirit s-a spus e lucrul acesta, ci carne, amintind de ispita diavolului, continuă în a fi următori, în a ne împiedica să fim următori a lui Hristos. Și le spune celor prezenți, cel care vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Apoi ați continuat și cu ce va folosi omului dacă ar câștiga lumea toată și sufletul său și îl va pierde. Importanța sufletului. Chemarea spre mântuire, chemarea de a fi următor al lui Hristos este una universală, adresată tuturor, însă Dumnezeu își face următori din voluntari. Nu e obligatoriu. Și cel care dorește să se mântuiască, cel care dorește să fie următor al lui Hristos, trebuie să-și asume întreaga cale a mântuirii. Nimănui n-a garantat Dumnezeu ziua de mâine. Aici trebuie să fie mereu pentru noi un semnal de alarmă. Că atât de mulți, mâncat bine, dormit bine, dimineața sculat mort. Nimeni nu are garanția că acum, ca și tânăr, întrez viața și las că la bătrânețe am eu timp să mă întreb, să îndrept viața și spre biserică, spre Dumnezeu și să mă axez asupra mântuirii. Aici mă gândesc la, ca paralelă, mi-ați pus întrebarea, botezul pus la vârstă prea fragedă și inconștient. Botezul este cel care mi-asigură, în primul rând, ca om venit pe pământ, primul pas al mântuirii. Ori, cine îmi garantează că prind 18 sau 20 sau 30 sau 50 de ani când eu am de gând să accept botezul pentru mântuire? Mântuirea începe din momentul în care ne naștem. Garanția o primim în momentul botezului din partea lui Dumnezeu, dar ce se întâmplă în continuare în viața noastră este de fapt întregul mecanism, întregul proces al mântuirii mele. Prin lepădarea de sine și urmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Abandonarea în mâinile Domnului. Vă rog, domnule Paul. Urgența mântuirii îmbracă mai multe aspecte. Și aș porni de la caracterul nelegiuit al păcatului. Păcatul în sine este atât de nelegiuit, păcatul în sine este atât de stricat, încât Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetul 10, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu există mântuire în afara lui Iisus Hristos. Urgența mântuirii constă în această stare, în acest aspect al nelegiuirii păcatului. Orice a atins păcatul a pângărit. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de sfinți încât nu pot privi păcatul. Dar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. Prin urmare, așa cum deja am auzit, nu știm când e sfârșitul fiecăruia dintre noi. Nu știm. Și pentru că nu știm, urgența constă în răspunsul pe care trebuie să-l dau la șansa pe care Dumnezeu mi-o oferă. Prin urmare, fiindcă nu știu când vine moartea peste mine, este important să mă curățesc de păcat. Iar curățirea aceasta este în sângele Domnului Iisus Hristos. Un al doilea aspect este faptul că există și partea aceea a tot pătrunzătoare a păcatului. Nu există nimic în noi curat. Nu există nimic în noi neatins de păcat. Ascultați ce zice Pavel în același text. Zice așa, gâtlejul lor este un mormânt deschis. Limbile lor se folosesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Picioarele grabnice să verse sânge. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Iată că tot ce există în noi este atins de păcat. Cu cât mai mult atunci nu avem nevoie ca toate mădularele noastre să fie sfințite
prin vărsarea sau prin revărsarea sângelui Domnului Iisus Hristos peste noi toți. Și tot aici un ultim gând este caracterul universal al păcatului. Dragilor, păcatul a pângărit tot, a atins tot, a pătruns tot și este peste tot în lumea aceasta. Doar sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. De aceea îi invit pe toți cei care ne privesc să găsească un timp liniștit în casele lor, în inima lor, la locul de muncă, oriunde ar fi, și să-și pună simplu întrebarea: Doamne, dacă astăzi ar fi venirea Ta pe norii cerului, eu unde aș petrece veșnicia? Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să putem răspunde: dacă Domnul ar veni acum, aș fi al Domnului. Amin. Permiteți-mi câteva versuri adresate celor care amână mântuirea. Tu nu-ți dai încă seama, dar tot ce pierzi acum și împrăștii cu risipă sunt zilele-ți puține. Sunt anii mântuirii ce ți-i prefaci în scrum. Sunt singura-ți comoară ce ți-o prefaci ruine. Tu nu-ți dai încă seama, dar va veni o zi când vei privi cu groază netrebnica-ți pierzare, când tot ce ai în lume ai da să poți primi o singură speranță de-a vieții viitoare. Tu nu-ți dai încă seama că toate au un sfârșit, ci crezi că în veci vor ține a tale căi ușoare, ca în clipele de cântec, când drumul-i fericit și dulce primăvara cu zare zâmbitoare. Tu nu-ți dai încă seama că în cupa care o bei, plăcerea-i otrăvită și clipa-i blestemată, că tot ce vezi în lume, tot ce culegi și ei, cu lacomă plăcere, cumplit vor arde odată. Și totuși, oferta lui Dumnezeu rămâne și voi adăuga doar două versete la tot ce s-a spus aici. Vă mulțumim în primul rând pentru timpul pe care l-ați acordat pentru realizarea acestor trei emisiuni despre mântuire. Mulțumim și dumneavoastră. Uitați, esența mântuirii este marele schimb din 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în El. Și mai departe se spune: ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El, Dumnezeu, zice: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Este plin iadul de oameni care zic mâine sau poimâine. Cei mântuiți zic acum. Și fie să luăm o astfel de hotărâre în dreptul nostru, dacă nu am luat-o. Amin. Așa Amin. Să fie.